Emisiunea realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile orei 12. Iată care sunt principalele titluri ale ediției. Angajații Centrului Național Anticorupție și procurorii au descins în această dimineață la Cimișlia și Comrat în două cauze penale pornite pe faptul coruperii electorale și finanțării ilegale a partidelor politice, a anunțat purtătorul de cuvânt al CNA. Cetățenii din Marea Britanie, Italia, Germania și Franța trebuie să atragă atenția la modificările de adrese la secțiile de votare față de turul întâi. Este îndemnul Ministerului de Externe de la Chișinău. Statele Unite ale Americii și Coreea de Sud preconizează pentru săptămâna aceasta o întâlnire la nivelul miniștrilor de externe și ai apărării la Washington pe fundalul creșterii tensiunilor generate de informațiile privind desfășurarea trupelor nord-coreene în Rusia. Angajații Centrului Național Anticorupție și procurorii au descins în această dimineață la Cimișlia și Comrat în două cauze penale pornite pe faptul coruperii electorale și finanțării ilegale a partidelor politice. Purtătorul de cuvânt al CNA, Angela Starinski, a menționat că perchezițiile vizează domiciliile și automobilele a 6 persoane afiliate unei formațiuni. Cele 6 persoane sunt documentate pentru coruperea alegătorilor la referendumul și scrutinul din 20 octombrie, întocmirea listelor cu persoane interesate, centralizarea informațiilor despre acestea, transmiterea datelor persoanelor acestora unor terțe persoane din afara țării. În cadrul percheziților din această dimineață au fost ridicate telefoane mobile, mijloace bănești și înscrisuri de ciornă. Cele 6 persoane sunt recunoscute în calitate de bănuit. CNA reiterează că persoanele care oferă bani pentru a influența rezultatele unui scrutin riscă de la un an până la 5 ani de închisoare și amendă de peste 50.000 de lei. Șeful Procuraturii Generale Ion Munteanu a menționat că organele de urmărire penală și investigații sub conducerea procurorilor au desfășurat peste 80 de percheziții, fiind executate peste 380 de măsuri speciale de investigare. Astfel, 35 de persoane au fost puse sub învinuire, alte 28 de persoane au fost reținute și au fost ridicați aproape 50 de milioane de lei. În context, procurorul general a declarat că mai multe dosare inițiate pe numele unor membri ai fostului partid Șor sunt tergiversate în instanță și a venit cu un apel către angajații săi. Doresc să fac un apel către toți procurorii, ofițerii și avocații. Suntem în fața unei provocări fără precedent. Acțiunile infracționale sunt puse în aplicare de organizațiile și grupări criminale organizate, care sunt coordonate și finanțate de entități din afara țării. Aceste formațiuni utilizează tot spectrul de instrumente infracționale folosite în cadrul unui război hibrid, fără a ține cont de resurse materiale, financiare, umane și timp. Este nu doar demnitatea noastră profesională în joc, este pusă existența noastră ca stat de drept. Este viitorul nostru în fața amenințărilor reprezentate de crimă organizată. Sunt convins că vom trece peste aceste provocări fără precedent, dar va fi necesar să ne angajăm într-un dialog mai sincer și deschis în tot ce înseamnă modificări legislative, procesual penale. De asemenea, Ion Munteanu a venit cu un mesaj și către cetățenii care, în diferite circumstanțe, au fost implicați în schemele de corupție electorală organizate de gruparea criminală Șor. Doresc să avertizez cetățenii că pedepsele pentru coruperea alegătorului, adică pentru cei care oferă mită electorală, este de închisoare de până la 5 ani. Mai mult, sumele de bani utilizate la săvârșirea infracțiunii sau contravaloarea acestora va fi confiscată,
Coruperea pasivă electorală, adică pentru cei care pretind, acceptă sau primesc bunuri, servicii, privilegii sub orice formă, în scopul exercitării sau în executării unor drepturi electorale în cadrul alegerilor, pedeapsa este de amendă de peste 35.000 de lei. Deci, ca să fiu explicit, din momentul în care un alegător acceptă bani pentru a vota cum se indică sau să nu voteze, el își asumă consecințele. Necunoașterea legii nu înlătură răspunderea pentru faptele comise. Munteanu n-a uitat nici de juriștii din Republica Moldova. Oficialul a menționat că o asemenea rețea criminală nu ajungea la asemenea dimensiuni fără consultarea și suportul experților juriști rău intenționați. Potrivit lui, dincolo de goana după onorarii, mai este și onestitate, etică profesională și demnitate. Electorala 2024. Cetățenii din Marea Britanie, Italia, Germania și Franța sunt îndemnați să atragă atenția la modificările de adrese față de turul întâi de scrutin. Este mesajul Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău. Potrivit instituției, actele necesare pentru a putea vota rămân neschimbate, acestea fiind buletinul de identitate valabil al cetățeanului Republicii Moldova, buletinul de identitate provizoriu valabil cu mențiunile privind cetățenia Republicii Moldova sau pașaportul cetățeanului Republicii Moldova, inclusiv cu termen de valabilitate expirat. Cetățenii care au optat pentru votul prin corespondență, dar nu au primit confirmarea despre recepționarea plicurilor, sunt îndemnați să meargă la cea mai apropiată secție de votare, mai precizează Ministerul Afacerilor Externe. Electorala 2024. Cetățenii Republicii Moldova aflați în Israel își pot converti permisele de conducere auto. Cel puțin asta rezultă din acordul dintre cele două țări, care a intrat în vigoare din 27 octombrie. Acordul a fost întocmit la Ierusalim pe 20 martie, iar guvernele celor două țări anunță încheierea procedurilor ce permit punerea în aplicare a prevederilor din document. Cetățenii Republicii Moldova cu reședința în statul Israel își vor putea preschimba permisele de conducere moldovenești de categoriile A, A1, A2 și B fără a susține probe teoretice sau practice, scrie în comunicatul Ministerului Afacerilor Externe. Așadar, autenticitatea actelor va fi efectuată direct între organele competente ale celor două țări prin contactarea autorității emitente, ceea ce va reduce din cheltuieli și proceduri administrative. Totodată, permisul de conducere preschimbat va fi returnat autorității care l-a eliberat. Executivul moldovenesc a aprobat în aprilie 2024 acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel privind procedurile de conversiune a permiselor de conducere. Republica Moldova a încheiat 3 acorduri similare cu Turcia, Lituania și Italia. Continuăm cu știri externe. Mii de oameni s-au adunat în fața Parlamentului din Tbilisi luni seara să constete rezultatul alegerilor legislative de sâmbătă, câștigate cu aproape 54% din voturi de un partid pro-Kremlin. Observatorii electorali din Georgia susțin că au descoperit o schemă de fraudă la scară largă, care a modificat rezultatul alegerilor în favoarea partidului de guvernământ. Protestul are loc la îndemnul președintei Georgiei, care contestă rezultatele alegerilor parlamentare disputate de sâmbătă. Votul nostru a fost furat, iar ei încearcă să ne fure și viitorul, dar nimeni nu are dreptul să facă acest lucru, de aceea noi nu vom permite acest lucru. Oamenii spun că le-a fost furat votul, iar ei au ieșit în stradă să-și apere țara. Noi suntem aici pentru a apăra viitorul nostru european. Am venit să spunem cu voce tare că Georgia este o țară europeană și viitorul nostru este în Uniunea Europeană. Scrutinul electoral a fost fraudat. Voturile au fost furate de la cetățenii Georgiei de către visul Rusiei. Acesta nu este visul Georgiei. Duminică, Bruxelles a avertizat cu privire la nereguli grave în cadrul scrutinului național, la care partidul de guvernământ Visul Georgian a atacat influența occidentală și a amenințat cu interzicerea partidelor rivale. Într-o declarație emisă duminică seara, cel mai înalt diplomat al blocului, Joseph Borrell, a declarat că alegerile din Georgia din weekend au fost definite de un teren de joc inegal, o campanie divizivă într-o atmosferă polarizată și preocupări semnificative cu privire la impactul recentelor modificări legislative asupra acestui proces electoral. În plus, față
față de reclamațiile de intimidare și nereguli procedurale. Totodată și NATO insistă ca informațiile despre neregulile semnalate în alegerile parlamentare din Georgia să fie investigate. Rezultatele scrutinului au fost o lovitură pentru georgienii pro-occidentali care au prezentat scrutinul drept o alegere într-un partid de guvernământ care a aprofundat legăturile cu Rusia și o opoziție care urmărește o integrare rapidă în UE. Visul georgian, care se îndreaptă acum spre un al patrulea mandat, va ocupa 89 de locuri în Parlament, cu unul mai puțin decât au obținut în 2020. Partidele de opoziție pro-occidentale au obținut 61 de locuri. Președintele Republicii Moldova și-a exprimat luni sprijinul față de georgienii care își doresc un viitor alături de Europa. Republica Moldova este alături de georgienii care luptă pentru libertate, democrație și un viitor european, a scris Maia Sandu pe rețeaua socială X, după o discuție cu președinta pro-occidentală a Georgiei, Salom Zurabishvili. SUA și Coreea de Sud preconizează pentru săptămâna aceasta o întâlnire la nivelul miniștrilor de externe și ai apărării la Washington pe fondul creșterii tensiunilor generate de informațiile privind desfășurarea de trupe nord-coreene în Rusia, care de aproape 3 ani duce un război în Ucraina. La aceste discuții anunțate pentru joi 31 octombrie vor participa de partea americană secretarul de stat Antony Blinken și secretarul apărării Lloyd Austin, iar de partea sud-coreeană șeful diplomației Cho Tae-yul și ministrul apărării Kim Yong-hae, conform unui comunicat al Departamentului de Stat al SUA. Serviciul de informații sud-corean a comunicat săptămâna trecută în cadrul unei audieri în Parlamentul țării că Phenianul a trimis deja aproximativ 3.000 de soldați în Rusia. Seulul a condamnat această desfășurare ca fiind o încălcare a rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU și a Cartei ONU. În acest moment putem spune că încă aproximativ 1500 de soldați au fost trimiși în Rusia, deci numărul total de soldați nord-coreeni trimiși în Rusia este acum de aproximativ 3000. Secretarul Apărării american a confirmat că Statele Unite ale Americii are dovezi că trupe nord-coreene se află în Rusia, dar că nu este încă clar ce fac acestea. Avem dovezi că trupe nord-coreene au ajuns în Rusia. Ce fac ele mai exact rămâne de văzut. Acestea sunt lucrurile pe care trebuie să le clarificăm. Vom avea mai multe informații în curând. Și NATO a confirmat prezența trupelor militare nord-coreene pe teritoriul Rusiei și pe teritoriul ucrainean, ceea ce înseamnă o extindere periculoasă a războiului provocat de Rusia. Today, I can confirm that North Korean troops. Astăzi pot confirma că trupe nord-coreene au fost trimise în Rusia, că unitățile militare coreene au fost desfășurate în regiunea Kursk. Desfășurarea trupelor nord-coreene înseamnă 1. Escaladare semnificativă a implicării continue a Coreei de Nord în războiul ilegal al Rusiei, 2. Încă o încălcare a rezoluțiilor de securitate ale ONU și 3. O extindere periculoasă a războiului început de Rusia. And 3, a dangerous expansion of Russia's war. Statele Unite ale Americii consideră alianța dintre Phenian și Moscova drept una periculoasă și a acuzat în mod repetat Coreea de Nord că furnizează Rusiei muniție și arme pentru a fi utilizate în războiul ilegal al acesteia împotriva Ucrainei. Totodată, SUA a precizat că Ucraina nu va avea noi restricții privind utilizarea armelor americane împotriva forțelor nord-coreene în cazul în care acestea ar intra în luptă împotriva forțelor ucrainene, a declarat luni Pentagonul, care a estimat că 10.000 de soldați nord coreeni au fost desfășurați în estul Rusiei pentru antrenamente. Rusia a atacat Kievul cu drone noaptea de 29 octombrie, rănind 4 persoane, au raportat autoritățile potrivit presei ucrainene. 4 persoane au fost rănite, dintre care una a fost spitalizată, potrivit Serviciului de Urgență de Stat al Ucrainei. 15 persoane au fost evacuate de la locul atacului. Resturi de la o dronă rusească au lovit o clădire de apartamente din districtul Solomianski din Kiev în primele ore ale zilei de 29 octombrie, provocând un incendiu, a declarat primarul Vitali Klitschko. Potrivit lui Klitschko, atacul a deteriorat o conductă de gaz, iar alimentarea cu gaz a fost întreruptă. Mașinile din apropiere și o clădire comercială au luat foc, de asemenea, în urma atacului dronei. Serhii Popko, șeful administrației militare a orașului Kiev, a declarat că serviciile de urgență au fost trimise la locul atacului din cauza depresurizării sistemului.
sistemului de gaze. Incendiul de la fața locului a fost stins, a spus el. Rusia a intensificat atacurile aeriene împotriva orașelor dens populate din Ucraina. Alte lovituri rusești din 28-29 octombrie au vizat Kharkiv și Kryvyi Rih, omorând mai multe persoane și rănind peste 20. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 17, prezentat de colegul meu, Octav Tarlapan. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând! Emisiune realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.